La Monte Carlo, Hagi va primi trofeul Golden Foot. Prințul Albert de Monaco îi va înmâna distinția, care este echivalentă cu intrarea în Hall of Fame-ul fotbalului mondial. În cadrul ceremoniei, George Hagi își va imprima talpa piciorului pe alea Promenada Campionilor de pe Riviera Monegască. Printre celebritățile care au primit această distinție de-a lungul timpului se numără Pele, Maradona, Roberto Baggio, Zidane, Romario sau George Best. Înainte să ajungă la Monte Carlo, Hagi va face însă o escală. Sâmbătă viitorul o înfruntă pe CSMS Iași în deplasare, iar regele este concentrat 100% pe treaba pe care o are de făcut la echipă. Yannis urmează exemplul tatălui său și vrea să dea totul pentru victorie în meciul cu CSMS Iași. Meciul din etapa 11 a Ligii 1, CSM Iași Viitorul, se joacă sâmbătă de la ora 18:30.